Hai, salut, e săracu și bine v-a regăsit la un nou episod din Last Day on Earth, astăzi cu probabil cel mai așteptat episod de la turul bazei încoace și mai precis pe videoul de astăzi facem... Turul bazei? Știu că am zis pe videoul în care am făcut ultimul tur al bazei, mai exact acum vreo 3 ani jumate, ceva de genul ăsta, am zis că voi veni cu un nou tur al bazei, odată la 3 luni, undeva pe acolo, în care să vă arăt ce s-a mai schimbat în bază, ce iteme am mai adus, în ce stadiu mai e baza mea. Și de-a lungul timpului au tot venit oameni la mine și m-au întrebat, racule, unde e 16 ture de bază, că a trecut o grămadă de timp și n-ai mai făcut turul bazei. Adevărul e, fraților, că baza mea nu s-a schimbat foarte mult de acum 3 ani jumate, mai exact ca și structură, ca și schița a rămas cam la fel, pentru că mi-a plăcut din start cum arăta baza. Trebuie să mai dărâm o cameră ca să pun garajul, pentru că a apărut garaj. Câinii am reușit să-i strecor pe undeva pe acolo, deși nu era un plan, n-a trebuit să fac loc pentru ei. Și la un moment dat mi-am dat seama că am o cameră inutilă în care nu țin absolut nimic și mai bine aș distruge-o ca să-mi fac o grădină exterioară. Da, am ajuns să fac și chestia asta, plus un birou, după cum vedeți pe ecran. Dar asta a fost la un moment dat scopul meu, pentru că am sperat să se adauge decorațiuni în joc și chestii de genul ăsta cu care pot să-mi fac camere și să dau, mă rog, azițele. Și voi am tot vorbit despre chestia asta pe videouri, pe live-uri, pe peste tot. Al motiv pentru care baza mea nu s-a mai schimbat foarte mult în timpul ăsta este faptul că odată ce am adus toți periții la level 3, mi-am cam pierdut interesul în a upgrada baza, în primul și în primul rând pentru că să faci un perete de metal e de 20 de ori mai costisitor decât un perete de piatră, ca să zic așa, pentru că ai nevoie de 20 de ori mai multe resurse, durează de 20 de ori mai mult să prelucrezi resursele respective și tot așa. E foarte, foarte greu, e incomparabil să-ți faci toată baza de 3 cu să-ți faci toată baza de 4, așa că da, mi-am cam pierdut interesul, plus că am avut ATV-ul pe care m-am concentrat, barca, câinele cu true friend, arme în bază și chestii de genul ăsta. În sensul ăsta am vrut să avansez, nu în pereți. Dar recent, mai exact acum vreo 3 săptămâni, ceva de genul ăsta, a fost live-ul 600. Pentru cei care ați ratat live-ul 600, aveți pe eu ăla din dreapta sus acolo și o să aveți și la final de video, în cazul în care nu vreți să ieșiți de pe video ăsta ca să vă uitați la live-ul 600. Dar să știți că merită văzut, pentru că s-au întâmplat foarte multe chestii acolo, printre care și un upgrade destul de măricel la bază. Mai exact, am reușit să fac tot corul secundar al bazei, așa îmi place mie să numesc partea asta, pentru că ăsta este corul principal, este nucleul principal al bazei, ca să zic așa, iar ăsta este nucleul secundar. Mult mai smart și mult mai eficient ar fi fost să fac tot exteriorul bazei, în loc să mă chinui să fac așa pe bucăți în straturi, dar ideea e că aveam nevoie de undeva la 1600 de steel plate-uri ca să fac tot exteriorul bazei și am avut nevoie de undeva la 960-970 de steel plate-uri ca să fac tot corul ăsta și sunt destul de mulțumit cu ideea asta pur și simplu. Iar pereții ăștia de metal aici sunt de la ruleta lui Sorche, vremuri bune pentru cine își mai amintește, și au rămas acolo ca și amintire. Bine, poate într-o zi o să fac toată baza de metal și o să dispară ea, dar cred că atunci când se va întâmpla chestia asta, ăștia vor fi primii pereți de cărămidă sau ceva de genul ăsta, dar mă rog, o să mă gândesc eu cum o să fac, dar în principiu sunt mulțumit cu felul în care arată baza în momentul de față. Altă chestie importantă, știu că mulți dintre voi vreți să-mi copiați baza și vreți să aflați cam pe unde să puneți chestiile și astea. Ultima dată v-am făcut o schiță, a trebuit să updatăm și schița, o aveți pe ecran, o să aveți și în descriere. Pentru cei care se întreabă, am făcut-o în Photoshop, toată lumea m-a întrebat în ce program am făcut schița bazei, pentru că și voi vreți să vă faceți schița voastră. Eu am făcut-o în Photoshop ca să arate frumos și pentru că nu cunosc alt program cu care ar fi ușor să fac o schiță a bazei. Așa că da, am făcut-o efectiv în Photoshop și nu vă recomand să vă faceți și voi schița în Photoshop, mai bine o faceți pe carnețel de matematică, asta e recomandarea mea pentru voi. Dar da, fraților, haideți să dăm drumul la turul bazei. Practic ce vreau să fac, vreau să trecem prin fiecare chest, să vă arăt ce e acolo, dăm o tură și prin inbox ca să vedeți ce se mai află și prin inboxul meu. Și cam ăsta va fi turul bazei. Bun, începem cu începutul. Ăsta este practic biroul meu. Da, pentru că odată ce ajungi să ai toate chestiile pe care ți le dorești în Last Day on Earth, ajungi să termin tot ce e determinat în Last Day on Earth, poți să începi să faci și chestii de astea. Nu vă recomand să vă concentrați pe așa ceva la început, dar da, ideea e că am zis că odată ce voi avea o bază destul de șmecheră, o să-mi fac și camere de genul, o să fac un birou, o să-mi fac ceva cu decorațiuni pur și simplu. Și ăsta este practic biroul meu. Nu este o cameră pe care o folosesc foarte mult. Aici avem bookshelf-ul. Aici putem să ține, vedeți și voi ce avem aici. Aveam și mai multe legitimații MOV, doar că după live-ul 600 am făcut prăpăd în toate chestiile care puteau fi deschise, ca să zic așa. Două atașamente sunt total random. Nu știu exact ce caut aici, dar parcă nu vine să dau delete la un atașament MOV, mai ales că pot să mă duc la Overseer și primesc două atașamente. Deși am deja cam toate atașamentele de care am nevoie, mai lipsesc foarte puține. Silencer pe M16 și câteva, nu știu, silencer pe AK, chestii de genul ăsta de care oricum nu am nevoie, pentru că deja am cel mai bun build pe fiecare armă existentă în joc.
Astea sunt survival notes de la habar n-am, de la eventuri, de la fermă, chestii de genul ăsta. 143 de etichete roșii, o grămadă de etichete galbene care acum valorează ceva, pentru că cei care nu sunteți la curent, acum puteți să dați etichete de genul ăsta pentru floppy disk-uri, pentru level la bunker alpha hard mode, ca să zic așa, și le puteți folosi ca să primiți floppy disk-uri. Nu știu exact de câte e o nevoie, dar eu zic că avem gen doar din astea galbene, cred că avem minim 6-7 floppy disk-uri, ceva de genul ăsta, poate chiar mai bine. Nu știu exact de câte etichete ai nevoie ca să primești un floppy disk, dar da. 37 de legitimații albastre, 15 verzi, 160 de alea maro. 160 de astea maro înseamnă cât? Înseamnă una și... înseamnă 16 de astea verzi, da, ok, ok. Înseamnă aproape o jumătate, o legitimație jumate albastră. Ăsta este seiful în care se află 4 snorkel mescuri. Nu mai știu exact unde am pus, holy shit, aici trebuia să fie... A, ba nu, cardul, ok, ok, cardul Z, mamă ce prăjit. Da, ăsta este cardul Z de pe live-ul acela legendar în care l-am bătut pentru prima dată pe The Blind One. Aici mai aveam și case și chestii, doar că am pus snorkel mescurile, mi s-au părut puțin mai importante, pentru că sunt în continuare, este unul dintre cele mai rare chestii din joc. Aveți șanse mult mai mari să le primiți de la raiduri decât de la chopper event-uri, dar da, în principiu puteți să găsiți la orice chopper event o mască de genul ăsta. Se găsește de obicei în motorete. Eu am găsit doar două sau cred că trei. Cred că am găsit totuși trei snorkel mescuri de astea la viața mea. Sunt extrem de rare și restul sunt de la raid. Deci una dintre ele, asta mi se pare că am și reparat-o. Am dus-o la reparat la VIP station doar ca să am una full pur și simplu. Iar asta este biroul meu. Am o oglindă. Mă rog, vedeți și voi ce pe aici e efectiv. Sunt doar decorațiuni și chestii. Și mă gândeam eu, fraților, cel mai important, mă gândeam să încep dinspre exterior, spre interior. M-am gândit foarte mult de unde să încep turul ăsta, pentru că putea să înceapă foarte bine și din fața bazei, dar am zis că din birou, din camera pe care am făcut-o special ca să stau acolo și să fie doar decorativă, eu zic că cel mai bine începem de acolo. Așa că na, hai să trecem, începem cu cele mai importante spre cele mai neimportante, ca să zic așa. Hai să vedem ce se află în core-ul bazei. Aici avem un rec full de pistoale. Asta înseamnă, dacă nu mă înșel, 75 de pistoale. Este un rec de level 1, dacă îi facem level 2, cred că o să mai putem să ținem încă 2 pistoale sau 5 pistoale. Nu, cred că nu 5 pistoale. Mă rog, 75 de pistoale. Nu sunt toate pistoalele din bază, doar că am vrut să umplu un rec și arată destul de frumos, chiar arată binișor. Și mai am și prin alte chesturi, doar că sunt random efectiv tot pe aici prin centrul bazei. Sunt foarte bine păzite toate armele pe care le am în bază. Următorul chest este un rec plin de shotgun-uri și am pus și câteva colturi de astea la început. Nu mă întrebați de ce. Efectiv am vrut să păstrez 5 în bază și am zis hai să le pun în recul ăsta cu shotgun-uri. Deci practic am 70 de shotgun-uri și 5 colturi aici și sper din tot sufletul că astea sunt cam toate colturile din bază. Dacă mai găsesc vreunul probabil o să-i dau delete sau efectiv o să mă duc să-l sparg repede de tot. Mă rog, asta e cumva cam cea mai, nu sunt neapărat, astea două sunt cele mai importante camere, ok? Nu le prea pot compara între ele. Asta e, să zicem, cea mai bine, de fapt asta ar fi cea mai bine păzită. Mă rog, nu contează. Aici avem un rec plin de scaruri, avem mai exact, nici nu știu exact câte sunt, 10, 20, 30, 40 de scaruri, aici avem 40 de scaruri și cu 35, și cu 35 de VSS-uri. Ăsta, fraților, este cel mai bun build pe scar, pentru cei care vreți să știți chestia asta, faceți un screenshot la scarul ăsta, iar ăsta este cel mai bun build pe VSS, ok? Avem Double Magazine, 8X, Tactical Stock și Aptial, ok? Sunt două cele mai bune build-uri aici, doar că nu-mi permit să-l fac pe al doilea pentru că îmi lipsesc vreo două atașamente, ceva de genul ăsta. Ăsta este un build bazat pe damage, ok? Ăsta dă mereu cel mai mare damage output care se poate da cu un VSS și există și un build bazat pe criticală și practic dai mai mult damage decât ar putea să dea build-ul ăsta vreodată, doar că e efectiv șansă random dacă dai sau nu criticala. Dacă dai sau nu critica la pur și simplu. Deci da, prefer build-ul ăsta. Bine, ce să zic și eu acum din moment ce nu pot să-l fac pe celălalt, dar totuși îl prefer pe ăsta pentru că e mai sigur, pur și simplu, e mai constant, ca să zic așa, nu trebuie să mă bazez pe noroc ca să dau o lovitură în plus. Bun, scaruri și VSS-uri aici, unul dintre cele mai, cred că e unul dintre cele mai valoroase chesturi din bază, pentru că VSS-urile și scarurile sunt cam cele mai rare arme, ca să zic așa. Aici avem 15 grenade lancere, nu sunt toate, sunt doar niște colecții, ca să zic așa. Minigun-uri avem 10, 20, 30 de mini, nu, ba da, 30 de minigun-uri avem aici și cu 10, 20, 30 de AK-uri. 15 grenade lancere, 30 de minigun-uri, 30 de AK-uri. Din nou, nu sunt toate armele, doar că efectiv am vrut să fac o colecție și arată foarte frumos chesturile astea, pur și simplu. Și încerc să mă ating cât de puțin posibil de ele, ca să zic așa. Aici avem altă colecție, 5 VSS-uri, 10 AK-uri, o grămadă de uziuri, sunt 25 de uziuri, ceva de genul ăsta. Cu uzirile, în momentul de față, stau destul de prost în bază și cu M16-urile la fel. Nu știu
știu cum s-a întâmplat chestia asta, dar da, în momentul de față sunt într-o oarecare pană. Ăsta este cel mai bun build pe Miniuzi, ar trebui să vă arăt și build-urile. Faceți un screenshot dacă vreți să aflați care e cel mai bun. Și da, cel cu long barrel. Long barrel-ul este de departe cel mai bun barrel pentru Uzi. M16-uri sunt, câte sunt aici? Doar 15 M16-uri. Ăsta este cel mai bun build pe M16. Bine, M16-ul e cea mai free-to-play armă din joc, pur și simplu. Puteți să înlocuiți red laser-ul cu green laser-ul, pentru că e mult mai ușor de obținut, și side 2X cu red dot-ul, și practic aveți un al doilea cel mai bun build pe M16. Și mai avem și 20 de pistoale. Ok, cam asta. E o colecție destul de, na, nu știu, le-am pus acolo. Am vrut doar să aibă pereche, să fie efectiv rândul până la capăt, ca să zic așa. Aici avem un chest de military armor, gen de sus până jos. Am uitat o cască, aparent. Da, mă rog, lipsește o cască de aici. Și vedeți că pe margine avem și armură de ghillie. Nu știu exact unde le-am folosit pe astea, probabil în, la eventuri și chestii în care am primit slow, pentru că dacă ai ghillie boots, poți să te miști cu viteză normală prin chestii care te încetinesc. N-am încercat asta la bunker, n-am încercat la fix la prima cameră, dar ar fi ceva ce ar merita testat. Da, și o grămadă de snorkel mask-uri, 5 snorkel mask-uri mai exact, și în rest o grămadă de armuri de SWAT. Bun, aici avem încă un chest. Ăsta e un chest separat cu armuri de SWAT, doar că ăsta e full efectiv de armuri de SWAT. Și vedeți că am buți predominant, am mai mulți buți decât orice altceva, pentru că ăștia sunt și cum să zic eu, piesa de echipament pe care o folosesc cel mai mult, pentru că ăștia îți dau movement speed. Și uneori când fac curățenie în bază și mă tot plimb de colo-colo, mi-au doar buții ăștia, nici nu mi-au restul de armură, ca să zic așa, și mă plimb de colo-colo. Deci practic ăștia se termină mereu mai repede decât restul de armuri, și am mai mulți de ăștia pentru că am dat raiduri și mereu când am găsit armuri de SWAT, vedeți și voi că nu mai am, efectiv nu mai am loc de armuri de SWAT. Ca idee, ca o mică paranteză, nici măcar nu mai țin în bază armuri military, țin doar resursele de care am nevoie ca să fac, armuri military, și restul le-am folosit pur și simplu, nu mai are rost să țin în bază, nu mai văd rostul având atât de multe, armuri de SWAT. Următorul chest ar fi ăsta, care este efectiv un rec plin de medikituri. Nu sunt toate medikiturile din bază, dar ca idee, mereu am fost, cum să zic eu, mereu am fost gârcit când a venit vorba de medikituri, pentru că mi s-a părut cel mai bun heal, ca să zic așa, și mereu mi s-a părut că sunt pe plus dacă folosesc mâncare în loc de medikituri. Și s-a ajuns aici, s-a ajuns să nu mai am loc de medikituri. În momentul de față nu am medical cabinet, cred că se numește decorațiunea pe care poți să obții de la laborator atunci când îl faci pe hard mode destul de multe ori, dar o să fac rost și de aia și cu siguranță o să eliberez destul de multe chesturi. Aici avem tot așa medikituri, antireduri, pastile, bandaje, inhalere, roasted turkey și alcool, care o să le folosesc cu bandajele ca să fac și mai multe meduri. Atunci de obicei fac chestia asta doar când e nevoie pentru raid, pur și simplu ca să termin misiunea. Dar da, mai avem încă un chest cu medicale și chestii. Nu stau deloc prost pe medicale în bază. Aici avem, fraților, ăsta are un story destul de interesant. Gândiți-vă că în chestul ăsta, de când m-am apucat de joc și până acum, de fapt de când a apărut, cam de când am descoperit benzina, ok? De când am descoperit benzina, recul ăsta a fost mai întâi chest, după care a fost trunk, după care a fost rec. Ideea e că nu am scos niciodată foarte multă benzină de aici. Nu prea am folosit benzină de-a lungul timpului. Am mai folosit-o pentru eventuri, pentru live-uri, în cazul în care am rămas fără energie și chestii, dar practic asta este toată benzina pe care o am de când m-am apucat de joc și până acum, și nu am reușit să umplu un rec. Cu siguranță dacă mai făceam economie de benzină și chestii, era full până acum, dar nu cu mult. Probabil mai aveam un stack pe care nu aveam unde să-l folosesc. Nu aveam unde să-l pun. Dar da, ca idee, imaginați-vă și voi cât de rară e benzina dacă n-am reușit să umplu un rec de când m-am apucat și până acum. Dar da, sunt destul de mândru de recul ăsta. Abia aștept, mai am nevoie de 22 benzină, pe care cred că vreo 18 o am în chopper, și probabil o să mai am nevoie de încă foarte, foarte puțin. Dar da, abia aștept să am un rec full de benzină. Următorul este, hai să-l verificăm pe ăsta. Aici avem C4. La un dat aveam o colecție destul de impresionantă de C4, doar că am început și eu la un moment dat să dau raiduri într-un final și am mai scăpat de ele. Asta era practic un rec, de fapt era un trunk, dacă țin eu bine minte, aproape full cu C4, dar într-un final am început să dau raidurile alea pentru că toată lumea zicea că vrea să vadă raiduri. Am început și eu să prind gustul raidurilor și da, am rămas fără C4, dar o să vedeți că în inbox cam peste 100 de C4 pur și simplu, și prefer să țin în inbox, pentru că dacă vreodată am nevoie la raid, îl scot din inbox, îl folosesc direct acolo, și mă rog, ați să vedeți și voi. Practic ăsta este ce
chestul cu explozibil. Aici sunt doar 11 C4-uri, avem 19 grenade lansere, grenadă morcov. Asta a fost de la un event de Paște, dacă nu mă înșel, puteai să cumperi un costum de Paște, 5 grenade de astea și încă ceva specific de Paște, parcă un backpack sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact care e faza, dar da, ideea e că le-am de la un event de Paște. Aici avem o grămadă de grenade și de ce, oare ce lipsesc? Lipsesc răcușorii, flergunurile, pentru că aici era acestul cu explozibil, doar că am făcut puține ordine în bază, le-am mutat de colo-colo doar pentru turul bazei, ca să arată frumos și ordonat, ca să zic așa. Na, și avem explosive material, gunpowder și da, bine, nu prea ai ce să faci cu chestiile astea în joc, dar le țin acolo pentru cine știe, poate apare o întrebuințare mai bună pentru ele. Aici avem un rec cu arme random, efectiv când mai pic o armă, pentru că ați văzut și voi că celelalte chesturi sunt pline și practic nu mai poți să adaug la colecție. Aici sunt azvârl toate armele noi aici. Și avem câteva scaruri, două miniganuri, o grămadă de VSS-uri, niște shotgun-uri sănătoase, câteva AK-uri, vreo 3 Uzi-uri. Aici erau M16-urile, cam vedeți și voi că stau destul de prost cu M16-urile în bază. Gen avem, cred că avem 15 sau 20 dincolo și mai avem încă vreo 15-16 aici. Adică bine, stau prost în comparație cu celelalte arme. Nu vă treziți în comentarii că, oh, păi eu am un M16 și un pistol și tu te plângi că ai doar atâtea. Păi da, dar totuși joc de 6 ani. De 6 ani jumate cred că se fac undeva pe acolo. Joc de foarte mult timp și na, comparativ cu celelalte arme am mult mai puține M16-uri, ca să zic așa, dar pistoalele nu o să fie o problemă prea curând, pentru că na. Mă rog, un alt chest cu arme, sunt arme random, nu sunt, n-am stat să le număr, nu, absolut nimic. Bun, următorul chest, fraților, pentru că v-am zis că nu mai țin armură military, dar are sens să țin armură de SWAT în bază, are sens să țin și armură de Kevlar. Și practic aici avem un rec full de armură Kevlar, care este cea mai bună și cea mai rară armură din joc. În principiu puteți să faceți rost de ea de la gas station, atunci când vă pică la jackpot, de obicei vă pică ori casca, ori armura, pantalonii sau papucii. Și puteți să mai faceți rost de ea și de la laborator pe hard mode. Odată ce ați terminat hard mode-ul, aveți în cutia cutia B+ de la laborator, puteți să faceți rost de o armură de asta. Da, practic e o armură care nu merită folosită nicăieri în joc, pentru că e prea scumpă ca și valoare, e mult mult prea scumpă ca să o folosești undeva, dar arată bine într-o colecție. Și vedeți că pe margine am mai pus și ceva armuri speciale. Asta e o colecție de care știu că nu o să mă ating prea curând. Mai am și alte armuri Kevlar în bază, dar na, pe asta vreau să o las efectiv, să o las neatinsă. Avem și un combat helmet. Asta e practic armura de hazmat, doar că e upgradată, îți dă mai multă armură și cam atât special. Asta de Sant Patrick, de Sfântul Patrick. Nu mai știu exact de când o am, nu știu dacă s-a băgat de mai multe ori în joc, dar ideea e că o am și o păstrez aici pentru că e destul de rară pur și simplu. Și da, pot să o echipez pentru 5 armură, dar nu-i mare chestie. Un costum de motociclist. Pe ăsta puteți să-l obțineți din mai multe locuri, în principal cred că puteți să-l obțineți cel mai ușor de la gas station, de la roata aia de la VIP. Acolo poate să vă pice un costum de ăsta, dacă vă pică jackpot-ul, poate să vă pice un de ăsta, plus încă o armă sau ceva de genul ăsta. Și da, în principiu nu e tocmai o armură de ținut aici, dar mi s-a părut cât de cât special, așa că am pus-o și pe asta să arate frumos, pur și simplu, și negru cu roșu la urmă urmei. Avem maieu care spică de la police station. Odată ce deschizi toate cutiile alea cu toate celulele cu cheia, ai o șansă să spice tricoul ăsta. Era cândva foarte rar, pentru că s-a dat doar la început de joc, nu mai știu în ce condiții, dar s-a dat la început de joc și l-au rebăgat atunci când au băgat police station-ul și chestiile alea cu cheie și cu d-astea. Avem încă un CRBB chestii armor și avem și un warrior, avem practic armura de samurai care s-a dat de mai multe ori. La un moment dat era o chestie foarte, foarte, foarte rară, pentru că s-a dat o singură dată, gen s-a dat la primul an chinezesc, după care la al doilea nu s-a mai dat și mi se pare că s-a dat din nou la al treilea sau al patrulea, dar mult timp a fost cea mai rară armură din joc, pentru că era, puteai să o cumperi doar cu bani și dacă nu băgai bani, puteai să faci rost doar de două piese de echipament, cum ar fi casca și pantalonii sau pantalonii și papucii sau chestii de genul ăsta, puteai să faci rost de doar două articole. Și asta să mor dacă mai știu de unde e, dar sunt destul de sigur că nu e așa de rară. Mi se pare că poți să o găsești și la raiduri și oricum am foarte, foarte multe de astea în inbox. O să vă arăt și din nou. O să vă arăt și inboxul la final. Aici ne-am uitat. Aici sunt practic e un chest cu resurse. Mi s-a părut că își are cel mai bine locul în core-ul bazei, în core-ul principal, ca să zic așa. Adică să fie foarte, foarte bine păzit, pentru că bine, stăteam mai bine cu resursele astea, dar după ce am făcut upgrade la baza, încă am rămas fără. Avem 100 de steel neprelucrat, avem 60 de cupru, puțin titan pe acolo, o grămadă de aluminum. Aveam mult mai mult de atâta, doar că am început să mă ocup și de settlement și de chestii și am rămas și fără aluminum, niște cupru,
Fiberglass-ul parcă nu și are locul aici neapărat, doar că țin eu foarte mult la el și nu vreau să fie furat, așa că îl punem aici, la fel și sticla. Încă sunt resurse de care mai am nevoie. E greu să mai găsesc o resursă de care să zic că chiar mai am nevoie și chiar vreau să o protejez și chiar nu știu de unde mai fac rost de altele. Astea sunt, în principal sticla, care nu e așa de greu de prelucrat, în principal îți trebuie barca, și cu fiberglass-ul, pentru care ai nevoie de sticlă pur și simplu. Niște iron ore și ce mai e pe aici? Și lead, pe care îl găsiți în mlaștină, în caz că vă întrebați, și e cam inutil că practic faci lead de-asta. Faci lead plate, care nu te ajută la mai nimic. Mi se pare că poți să craftezi baterii sau ceva de genul ăsta, dar da, nu prea mă interesează. Bun, hai să vedem următorul chest. Aici ar fi... Aici sunt chestii legate de mecanică, pur și simplu. Este în corul secundar al bazei. Ăsta e practic corul principal, aici așa, unde sunt cel mai bine protejat. Iar asta este corul secundar al bazei, care din nou este foarte bine protejat pentru că este tot înconjurat de metal. Deci practic nimeni nu poate să ajungă la chestiile astea oricât. Avem două floppy discuri, un crane key cu care putem să activăm macaraua de la laborator, din fața laboratorului, ca să zic așa, de la port. Gas cylinder, nu știu exact ce să fac cu chestiile astea, le-aș dea delete. Mă enervează că nu se stachează și la un dat o să trebuiască să le dau delete ca să păstrez alte chestii, dar da, le țin aici că-s chestii legate de mecanică și de barcă, ca să zic așa. Avem pompe, avem 35 de pompe, 3 elici. Chestiile astea eventual nu prea le mai iau, ca să zic așa. Mai încep să dau delete la ele. Eu zic că 3 elici o să ajungă în orice situație, ca să zic așa, pentru că e nu prea mai ai ce să faci cu ele odată ce ai terminat barca și poate la un dat o să apară chestii de upgradat barca sau nu știu, poate o să întrebească pentru settlement, dar în principiu eu zic că 3 elici sunt elici sau elice, 3 elice, habar n-am care e pluralul. Dar da, în principiu eu zic că mi-ajung 3. Niște astea nu au ce căuta aici, hidraulic parts, doar că nu mai știut eu pe unde să le pun. O grămadă de rulmenți, cogs și tranzistori, ok? Astea sunt chestiile care se află aici. Următorul chest, nici nu știu în ce direcție o să iau. Hai să mergem așa. Aici sunt din nou chestii random. Sunt tool-uri, pești, niște armuri. V-am zis că alea nu sunt singurile armuri de Kevlar. Mai am și aici încă două armuri. Una e puțin ciupită, cealaltă e bună-bunuță. Mai am și cârb în armor de ăsta. Am și fishing hat. Ca să obțineți chestia asta, fraților, trebuie neapărat să băgați bani. E practic o ofertă pe shop în care poți să cumperi niște momeală. Nu știu dacă e mereu, dar ideea e că poți să cumperi niște momeală și poți să și primești și pălăria asta, care zice: "They say it has to do with luck when fishing, but we are not sure about that." Da, gen ce zice acolo, zice că poate că teoretic ar putea să-ți dea noroc la pescuit, dar ei nu sunt foarte siguri de chestia asta. Și din experimentele mele nu prea am avut mai mult noroc cu pălăria asta, o țin acolo doar că e relativ rară. Mai am și una de St. Patrick și aparent e și puțin ciupită, nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Avem și costum de Crăciun, avem ghillie boots, avem riders, cum se numește? Riders Battle Pants, ok, avem armură de rider, avem momeală, pești, avem și un sturion gold, cam ăștia sunt peștii pe care îi am în momentul de față. Am mai și dat delete din ei pentru că aveam foarte, foarte mulți și nu aveam ce să fac cu ei. Alții am mâncat, uite, aș mânca doi de ăștia doar ca să îmi fac loc în chestul ăsta. Următorul chest are în el tot felul de tool-uri, are topoare, aici trebuiau să fie și topoare, undiță, trebuiau să fie lopeți. Trebuiau să fie mai multe pickaxe-uri, dar nu știu exact pe ce le-am folosit. Mă rog, ideea e că aici sunt tool-uri, niște armuri pe care din nou n-am mai avut unde să le pun. Credeți-mă că am încercat să fac ordine în baza asta înainte să fac videoclipul cu turul bazei, doar că atât am putut efectiv, deși am upgradat și toate chesturile și tot. Asta e nivelul de curățenie pe care am putut să-l fac în bază. O grămadă de cărbune, ăsta e efectiv gen cărbunele, nu mă deranjează să-l țin aici lângă toate chestiile astea, pentru că cărbunele apare și dispare la mine în bază în cantități industriale, ca să zic așa, pentru că folosesc, în momentul de față folosesc cărbune în vreo 4 locuri, plus încă unul la settlement. Deci practic sunt 5 chestii care mănâncă cărbune în momentul de față. Bine, două dintre ele sunt focurile de afară, care practic îmi produc cărbune înapoi, dar trebuie să pun cărbune și acolo. Deci da, când dispare, când începe să dispară cărbunele, dispare cu totul, ca să zic așa. Și da, nu mă deranjează să fie cărbunele aici. Nici nu cred că o să am nevoie de mai mult spațiu, pentru că o să fac imediat cum fac rost de alt cărbune, mă duc și îl pun pe ăsta în alte părți și da, cărbunele e o resursă care e cea mai, cum să zic eu, e resursa pe care o folosești cel mai mult în joc, dacă mă întrebați pe mine, în general combustibilul. Altceva, aici avem arme Genesis, să știți că nu am foarte multe arme Genesis în chestul ăsta, mai ales pentru faptul că doar ce am făcut Bunker Alpha Hard Mod, Bunker Alpha, laboratorul Hard Mod, pardon, ce am folosit câteva arme, dar da, îmi place să am așa o cât de cât o colecție micuță. Am 10 ultimatumuri, 5 protectore, nu-mi place protectorul absolut deloc, mereu când fac rost de unul încerc să-l spar cât mai repede,
pentru că nu-mi place arma asta pur și simplu. E doar, e ca un shotgun, doar că mult, mult mai slab, ca să zic așa. Într-adevăr are penetration, dar dintre toate armele Genesis pe asta o suport cel mai puțin. Equalizer vreo câte? Vreo 10 equalizere, 10 neutralizere și aici avem câteva zipgun-uri. Doar ce am reușit să fac rost de cel mai bun build pe zipgun și vă anunț de pe acum că e inutil. Pentru cei care faceți aceeași prostie ca și mine și vă păstrați zipgun-urile în bază pentru că poate într-o zi faceți rost de cel mai bun build, pe ăsta ar fi teoretic cel mai bun build pe zipgun, credeți-mă că este total inutil, cu tot cu active skill, cu toate atașamentele, cu absolut tot, este total inutil. Dacă țineți așa ceva în bază, duceți-vă și faceți bunker alfa și bateți, nu știu, Frenzy Giants, să zicem, în timp ce vin după voi, îi bateți cu zipgun-ul, nu are rost să țineți așa ceva în bază sub nicio formă. Asta a fost, nu pot să zic că a fost o greșeală, că nu mă încurcă foarte tare, dar nici nu cred că am de gând să le folosesc. În momentul în care o să rămân fără spațiu aici, o să dau delete una câte una, pentru că asta am făcut și până acum, în speranța că o să fie bun de ceva build-ul ăla. Na, și mai avem câteva energy cell-uri ca să reactivăm Resonator, parcă se numește, da, și un equalizer, un protector, mă rog, și cam ăsta e chestul ăsta. Următorul chest este tot cu mecanică, avem 10 ghestencuri care nu mai înseamnă mai nimic în joc, și chestii pentru motoret în principal, câteva roți, câteva roți de ATV, niște cauciuc, track saw blade, chestiile astea le păstrez în principal, tot ce vedeți aici păstrez pentru că s-ar putea să am nevoie pentru settlement. Și by the way, fraților, după turul bazei o să vină foarte curând și un, nu știu dacă un tur, poate un o să fie o combinație de tur cu tutorial pe pentru settlement, ceva de genul ăsta, pentru că nici eu nu stăpânesc foarte bine settlement-ul până în punctul de față, așa că, na, o să vă explic practic cât știu. Aici e un chest cu chestii random, pur și simplu sunt, bine, sunt random, dar, na, vedeți și voi, trei, cum se numesc, guandao, harpoane, două chitări, niște lipici, niște cauciuc, duct tape, porumb, vedeți și voi că sunt chestii atât de random aici, efectiv, aici parcă sunt chestiile, chestul ăsta, gen, e făcut cu gândul, sunt chestii pe care nu știu unde să le pun și vedeți și voi că nu se potrivește reanimator-ul pe nicăieri, tokenurile, cheile, capacele, chestiile astea nu prea și au locul pe nicăieri în bază, așa că practic le-am pus aici, sunt destul de în siguranță și sunt mulțumit cu asta. Aici avem câteva skull crusher, câteva destul de multe, skull crusher 4, hit sensor, astea sunt toate hit sensorurile de la mine din bază, sper să nu am nevoie de ele prea curând. Ideea e că aveam și eu vreo 20, 30, poate 40 de hit sensorele de astea, doar că am primit un raid și riderii nu au lăsat footsteps în spate, nu au lăsat pași în urma lor, așa că nu am putut să-mi iau chestiile înapoi și practic am pierdut vreo 40 de 30 de hit sensorele, ceva de genul ăsta, și asta e tot ce am reușit să... Sunt destul de rare. În momentul în care te oprești din farmaci și chestii, realizezi cât de rare sunt de fapt. Și avem și o grămadă de turret parts, pentru că, nu știu, pentru că le-am combinat pe astea două, pentru că efectiv nu mai aveam loc în altă parte. Următorul chest ar fi aluminum wire. Aici am ținut aluminum wire. Înainte era pe undeva prin zona asta, pe lângă furnizuri, și are mult mai mult sens acolo, doar că mi se pare ceva prea valoros ca să-l las în afara bazei, ca să zic așa. Următorul chest, avem gas mask de sus până jos. Asta este colecția mea de gas mask-uri. Nu știu dacă o să am nevoie vreodată de ele, nici nu cred că am de gând să le dezasamblez prea curând. Efectiv, e o colecție de gas mask-uri. Am vrut-o eu, nu recomand nimănui să aibă mai mult de 10 gas mask-uri în bază, nici 10 nu prea așa au rostul. Eu am un rec întreg, sunt mândru de asta, sunt mulțumit. Na, e colecția mea de gas mask-uri. Următorul chest este cel cu tic fabric. V-am zis că nu prea mai am de gând să păstrez armurile military, nu că nu prea. Nu o să mai păstrez absolut deloc armurile military. Vreau să păstrez doar resursele necesare pentru armurii military. E și niște lemn aici, pentru că înainte chestul ăsta era pe undeva prin zona asta, aproape de mesele de lucru, dar că na, l-am schimbat, l-am pus în centrul bazei în momentul în care am făcut conturul de metal, pentru că toate chestiile de aici sunt bine păzite. Bun, aici avem armele de la eventul de Crăciun, fraților. Dar ce a fost eventul de Crăciun? Și a fost pentru o perioadă scurtă, puteai să pui cum se numesc astea? Incendiary ammo. Și practic, fiecare armă pe care o vedeți aici atrage cu foc. Pe lângă că avem și, cum se numește, Scorcher-ul, care s-a dat, nici nu mai știu, mi se pare că primeai unul de la event by default. Eu l-am și cumpărat cu bani, pentru că a fost și ceva ofertă, 17 lei, ceva de genul ăsta. Un skin pe chopper, grenade Molotov, care au apărut pentru prima dată, gen neapărat am vrut să văd cum funcționează chestiile astea. Sunt lei, mă sfac, vă zic de pe acum. Și totuși pare ceva ce va putea fi craftabil în viitor. Dacă vă uitați bine, acum remarc, este pentru prima dată când remarc, dar sticla asta seamănă izbitor de mult cu sticla de whisky din joc, știi? Și poate să fie craftabilă cu, nu știu, poate cu niște tic fabric sau clot și băutură și nu știu ce altceva ar mai trebui, poate niște gunpowder undeva pe acolo. Da, poate să fie craftabil. Și vedeți că toate armele de aici au practic damage incendiary, atunci când au
damage, dau și foc. Și vreau să păstrez cât mai multe arme de genul ăsta. Avem flare gun-urile aici, avem și chestiile astea. De unde, de ce am katane și prostii de genul ăsta? Pentru că ăsta a fost chestul în care se aflau cutiile de la dealer. Și odată ce le-am deschis pe toate, pe live-ul 600 din nou, nu uitați de el. Vă recomand să vă uitați reluare după ce se termină videoclipul ăsta. Dar în principiu am lăsat toate armele aici pentru că n-am știut efectiv unde să le pun. O să le consum în timp, astea sunt arme de consumat, doar că n-am avut timp să le consum. Am consumat deja destul de multe cele din ele. Următorul chest este cu... Aici din nou sunt chestii destul de random, avem 6 flight controllere pentru dronă, 8 baterii pentru dronă, vreo 42 de părți, cum se numesc, drone parts? Drone parts, da. Niște titanium, fragments of titanium armor suit, și astea sunt, din nou, n-am știut pe unde să le pun, la un dat o să le dezasamblez pe toate, cu astea chiar nu știu cu ce să fac cu pipe-urile astea, dar o să le păstrez, poate într-o zi o să am nevoie de ele, mi se pare că mai e nevoie din când în când și pe la settlement, dar rămâne de văzut chestia asta. Acid, pentru cei care vă întrebați ce faceți cu acidul, m-am uitat. Ok, pentru cei care vă întrebați ce faceți cu acidul, în principal are cam o singură utilitate în momentul de față, sau vreo două utilități, dar asta de ce? De ce nu vrea să mi le pună? Ok, asta e ciudat. Da, mă rog, ideea e că cu acidul puteți să curățați infected box-urile atunci când mergeți după floppy disk. Poate să fie o cutie infectată și trebuie să o aduceți acasă, o puneți în acid bed și vă cere un filtru și doi acid sau ceva de genul ăsta ca să puteți să curățați. Deci nu e tocmai util acidul, dar mi s-a părut relativ rar. Înainte mi se părea mie foarte rar, înainte să fac laboratorul și chestii. Dar da, de fapt nu e așa de rar, dar vreau să păstrez o cantitate măricică în caz că o să fie vreodată nevoie de ea. Bun, și asta a fost, stai puțin, da, am cam făcut și, cum să zic eu, corul secundar al bazei, ca să zic așa. Bun, și acum hai să începem de, cred că din colțul ăsta o să începem. Aici practic nu e, de fapt, hai să vă arăt și grădina, mă, hai să începem de afară. Hai să vă arăt cum arată și pe aici, stai să mâncăm ceva că mi-e foame puțin. Asta este grădina, fraților, nu mai știu exact pe ce live, cu ce, cred că într-o sâmbătă specială, tot așa a fost un live ceva mai special, în care am făcut grădina asta, dar da, practic am grădina afară. Vedeți că am decorațiune aici, îl am pe ăsta, trebuie să fiu un nenarmat, nu? Îl am pe ăsta de pot să-i dau bucăția de aici. Avem copaci plantați de mine, am un oakwood și doi pinewood. Asta este una dintre cele mai rare decorațiuni, fraților, și cele mai bune, ca să zic așa, pentru că aici poți să-ți faci mâncare. Cred că are mai mult sens la început de joc când te apuci decât spre final, dar ideea e că practic am trei, cum se numesc asta, campfire. Am al treilea campfire, doar că aici nu se poate face cărbune, se poate face doar mâncare. Și asta s-a dat, nu mai știu exact cu ce ocazie s-a dat, parcă s-a dat la un event sau la un battle pass sau ceva de genul ăsta, dar mă rog, ideea e că l-am obținut și de atunci, din câte știu eu, nu s-a mai băgat grătarul și nici barul, ok? Sunt două decorațiuni foarte șmechere care nu s-au mai băgat. Ăsta este grătarul, v-am explicat ce puteți să faceți acolo. Ăsta este warehouse-ul și așa stau cu resursele în momentul de față. Bine, cam sărăcăcios, să fiu sincer, cam sărăcăcios pe resurse, dar din nou doar ce am avut un upgrade gigantic, un upgrade de 1000 de steel plate-uri, aproximativ 1000 de steel plate-uri la bază. Dar dacă punem și chesturile, cu siguranță sunt peste 1100 de steel plate-uri investite în bază pe live-ul 600. Ok, barul este practic pentru, vedeți și voi ce e aici, este o decorațiune pentru lichide. Am o grămadă de bere, o grămadă de alcool, abia aștept. Sunt curios dacă o se poate face din strong alcohol, molotov sau ceva de genul ăsta, rămâne de văzut. Dar e pentru prima dată când am remarcat cât de mult seamănă. De fapt e cam aceeași sticlă, Nu știu dacă au fost ei leneși și n-au mai vrut să mai facă încă o sticlă de asta pentru molotov și efectiv au luat-o de aici, sau poate chiar are legătură și o să poți transforma chestiile astea în molotov. Sunt super curios dacă o să facă vreodată chestia asta. Dar da, ăsta este și barul și astea sunt din nou două dintre cele mai rare decorațiuni pentru că nu s-au mai băgat niciodată și pentru că au foarte multă utilitate. Sincer, dacă ar fi să aleg una dintre ele, dacă ar fi să pot să aleg doar una care să rămână, ar fi barul, cu siguranță, pentru că mi se pare mai... Sunt utile în feluri diferite, dar prefer să am efectiv un... decât să țin apa și alcoolul și chestiile astea pe care nu aș vrea să le dau delete, pur și simplu aș vrea să le țin în bază, mai bine am o decorațiune care le ține pe toate. Am și un șezlong și, mă rog, vedeți și voi decorațiunile de aici, e efectiv o... Îmi place treaba asta, efectiv, și pentru turul bazei, fraților, dacă tot asta nu mai știu exact când s-a dat, de anul nou, de nu mai știu exact când, îmi place foarte mult. Și mereu când se întâmplă ceva interesant, mai dăm aici un artific, să zic așa. Am boschet pentru cei care vă întrebați, eu tot răspund la întrebări pe care le primesc, pentru că știu că foarte mulți dintre voi doar ce v-ați apucat de Last Day on Earth și mai răspund la întrebările pe care le primesc pe live, pentru că se tot repetă și dacă răspund pe un video știu că prinde mai multă lume, ca să zic așa, pentru că e mai eficient pur și simplu să răspund pe video decât pe live-uri. Avem doi copaci de sakura, mi se pare că mai am și vreo 3, 4, 5 ceva de genul ăsta în inbox, doar că nu prea am unde să-i folosesc și nu vreau să-mi umplu grădina doar de sakura, doar pentru că sunt rari. Pentru că mie, dintre toți ăștia, dintre toți copacii, sincer îmi place cel mai mult de oak, care nu e chiar așa de rar. Statuia cu ursul de pișat, pe care am primit-o de Crăciun, și asta de Halloween,
care este cea mai mare decorație din joc, dar e lame așa, e și poți să interacționezi cu ea, dar doar țopăie cioara pe capul ei, deci nimic super special. Altceva ce mai avem pe aici, cușca de căței, astea sunt efectiv, n-am mai colectat plantele de aici de la ultimul tur al bazei, jur, de când am pus porumb, nu am mai colectat niciodată chestiile astea, am pus și alte ture de semințe, doar că n-am mai colectat, pentru că n-am nevoie de ele pur și simplu. Aici este un alt campfire, bun, și hai să intrăm înăuntru, în principal, cam pe aici se intră, aia e intrarea principală, dar o să intrăm pe aici ca să vă arăt și division box-ul, asta aici țin eu în division box, foarte curând o să renunț la mai bine de 300 de rubber parts, într-adevăr, din ce vedeți aici, în afară de filtru, rubber parts sunt cele mai rare chestii, ca să zic așa, pentru că cablurile, șuruburile și plasticul le obții destul de repede, chiar le obții super, super repede. Pentru cei care vă întrebați de unde faceți rost de plastic, dezasamblați sticle, cam cea mai mare șansă și cea mai eficientă metodă de a face rost de plastic. Da, o să trebuiască să scap de 300 de astea ca să pot să pun altceva în loc. Și astea sunt toate filtrele pe care le am în bază, vedeți că am 255, nu am folosit mai niciodată filtre pentru absolut nimic, sunt de la început de joc și până acum nu am fost furat, mi se pare că mi s-au furat odată vreo 5 sau 6 filtre, ceva de genul ăsta, dar de când joc și până acum nu am reușit să fac rost de filtrele astea și astea sunt chestii care sunt din joc de când a început jocul, știi? Adică nu sunt chestii care au apărut mai târziu și n-am reușit eu să fac rost de ele, sunt de când a apărut jocul pur și simplu. Bun, asta e camera de metal. Asta e cumva o sufragerie. Aici nu se află niciun chest, este tot așa o cameră decorată. Îmi place trenulețul ăsta, fotoliu, canapeaua pe care am craftat-o, bimbegul avocado, nu la asta mă așteptam. Bimbegul avocado, radio-ul. Ăsta am uitat cum îl cheamă. Uitat complet cum îl cheamă pe micuțul ăsta de aici. I-am, nu știu dacă i-am dat eu un nume sau avea e. Ia stai, mă. Sunt curios cum se numește decorations. Îmi zice și mie place on the floor. Nu știu exact cum pot să văd, dar mă rog, uitați-vă și voi ce cute e, come on. Uitați-vă ce cute e. Manechinul care nu știu exact când s-a dat fix la început. Oa, ce picior mi-a dat în gură. S-a dat la început de joc și practic poți să-i schimbi pose-ul aici și poți să-i pun ce armură vreau. Mamă, ce dubios. Poți să-i pun ce armură vreau pe el. Știu că foarte multă lume își dorește manechinul ăsta. Nu știu dacă o să mai apară și nu mi-am amintesc dacă a mai apărut vreodată în afară de atunci când s-a dat prima dată. Mi se pare că s-a dat cu armură sau ceva de genul ăsta sau s-a dat cu Sfântul Patrick. Nu mai țin minte exact, dar da, ideea e cam și manechinul ăsta. Asta nu mai știu exact ce e, parcă o mostră din laborator, ceva de genul ăsta. Dulapul unde poți să schimbi hainele. Am și pressing machine, n-am știut unde să-l pun, efectiv. Și trebuie neapărat să stea pe floor de level 4, așa că l-am pus aici pur și simplu și mai fac din când în când metal. Aici puteți să faceți, pentru cei care vă întrebați, aici puteți să faceți iron plate din scrap, puteți să faceți rubber din rubber parts și puteți să faceți briquet din pit și pitul îl obțineți din mlaștină. Vă trebuie lopată, săpați și mă rog. Aici, resurse pentru, adică bandaje, în primul și în primul rând, pentru că nu mai au loc în corul bazei, a trebuit să mai pun bandaje și pe aici. Dacă se fură astea, nu mă deranjează absolut deloc, sunt bandaje extra, ca să zic așa. Am o grămadă de plot pe aici și câteva d-astea, doar în cazul în care o să am nevoie. Nu știu de ce țin chestiile astea, dar îmi place să le am pur și simplu în caz că mi le cere pentru un event sau ceva de genul ăsta. Sewing machine-ul avem, stăm foarte bine în momentul de față, fraților, pe piele. Pielea, din nou, e o resursă care se consumă la fel de repede ca și cărbunele, doar că eu stau incredibil de bine cu ea în momentul de față. Nu știu exact cum s-a întâmplat chestia asta. Au fost și niște raiduri foarte bune și în principiu nu am mai craftat armuri, pentru că n-am mai distrus armuri, ca să zic așa, și n-am mai trebuit să-mi craftez altele. Aici avem tot așa niște piele prelucrată și foarte multă piele neprelucrată. Inițial nici nu mai aveam loc pentru piele absolut deloc și nici nu mai luam după mine, dar după live-ul 600 am făcut upgrade la absolut toate chesturile, gen toate trancurile, pentru că aveam destul de multe trancuri în bază. Le-am adus pe toate la nivel de rec. Mi se pare că mai aveam și un chest pe care l-am făcut și pe la rec. Dar da, în principiu am tot, în momentul de față, toate chesturile din bază sunt rec-uri. Aici sunt, ăsta era chestul de vicii. La un moment dat l-am numit eu, pentru că erau și berile și țigările și toate prostiile erau aici. Dar între timp a ajuns ce vedeți și voi, nu știu, în principal astea sunt chestii pe care le-am găsit, horse feeder-le, welcome mat, campfire-ul, grădina, recycler-ul, toate chestiile astea sunt chestii pe care le-am găsit la survivor, fraților. Sunt survivorii care te atacă atunci când te duci într-o zonă, i-am bătut și mi-a picat, la unul mi-a picat un horse feeder, la unul mi-a picat un campfire, nu știu exact care e faza cu ele, doar că dealer-ul ți le mai cere din când în când, așa că am zis să le vine, poate horse feeder-ul, nu? Doar că e, știu că costă oak sau ceva de genul ăsta să-l faci, așa că îl păstrez aici, nu mă deranjează cu absolut nimic. Am o colecție de carduri, am 20 de carduri A, 20 de carduri B, C, D, F, R și două stack-uri de carduri Z. 100% ambele din ele sunt, ambele stack-uri de carduri Z sunt luate de la Raiduri, pentru că nu l-am bătut pe The Big One de 40 de ori. Mi se pare că l-am bătut de 2 ori, de când mă știu, în afară de atunci când îl găsești prin canale și chestii, l-am bătut de 2 ori legit, ca să zic așa. Următorul chest este cu bâte, da, pentru că încă momentan nu am build-ul ăsta.
vreau să fac rost de Slugger with Thorns. Da, sârmă ghimpată pe... vreau atașamentul ăsta neapărat pentru că practic ce face el dă bleeding. Și mi se pare că dă în total 20 damage și nu ține cont de armură. Deci practic cu o bâtă de asta, cu vreo două bâte de astea, dacă reușești să-l voltricuiești cât de cât pe The Big One, poți să-l bați. Efectiv poți să-l bați cu bâte de astea pentru că prima lovitură îi dă un damage, cel mai probabil, dacă îi dă măcar acel un damage, după care o să-și ia 5 damage, 5 damage, 5 damage, 5 damage, indiferent de armură. Iar The Big One este boss-ul cu cea mai multă armură din joc. Următorul chest are blopeți, bineînțeles, uneori mă mai duc și pe insulă să mai iau nisip și chestii de genul ăsta și prin laștină să mai iau pit ca să fac brichet și îmi place să am gen astea, practic nu e niciuna craftată de mine, sunt lopeți luate din păduri, din zone normale, știți că de ceva tip încoace poate să spice lopată, efectiv înfiptă în pământ, ca să poți să sap după comoara ascunsă din zona respectivă. Niște sfoară, nu stau foarte bine cu sfoară, dar presupun că pot să-mi fac oricând sfoară, deci nu o să fie o problemă. Dar da, sfoară, lopeți și chestii care nu mă interesează foarte mult, mai ales că aici de obicei când îmi luam raid, aici eram spart cel mai des, așa că am pus niște chestii pe care să le fure și dacă nu reușesc să le iau înapoi să nu mă deranjeze prea tare. Evoluția la Recycler, în caz că sunteți curioși, am pe Mechanics am max, pe Electronics am max, pe Firearms am max, am 40, level 40 pe cloth, pe haine, 17 pe melee weapon și 27 pe other. Cloth, abia aștept să termin cu cloth ca să mă concentrez cât mai mult pe other. E destul de ușor de umplut pentru că practic pot să pun 20 de berci și fac o grămadă de XP acolo și mai primesc, mai știu, aluminiu, scrap, chestii de genul ăsta. Others-ul nu e greu de farmat, ca să zic așa, dar armele mele da, pentru că poți să pui doar una, durează 10 minute și trebuie să fii foarte activ în joc, ca să zic așa. Următorul chest este cu Winchesters. Astea sunt toate Winchesters pe care le-am salvat până acum, ca să zic așa, mai folosit și din ele una două. Ideea e că vreau să fac rost de un build foarte bun pe ele, dar și după ce exact aceeași poveste și ca și cu zipgun-urile, chiar dacă reușesc să fac cel mai bun build, o să fie o armă nașpa. O să fie o armă care nu merită folosită nicăieri, că... Na, că nu merită folosite nicăieri pur și simplu. Dar da, ideea e că am câte 25 de Winchester în condiție perfectă și se mă întreb de chestia asta, abia aștept să fac rost de atașamente, dar mai sunt câteva atașamente pe care vreau să le fac până atunci oricum. Pedaluri să le am acolo, nu știu, pentru că sunt gen, dacă vrei să faci rost de una, nu ai de unde, așa că le-am păstrat și pe alea. Și mă rog, nimic super interesant pe aici, 8 degete tăiate, sulfur și astea pentru că nu mai au loc în... cum se numește? Am uitat cum se numește chestia, o să vă arăt și ce e acolo. Aici avem colecția mea de coase și katana și uite că avem două coase puțin ciupite, nu știu care e faza cu ele, o să le duc la reparat. Dar da, în principiu avem câteva coase, câteva katane. E colecția mea, gen ce e peste asta, următoarea coasă de care o să fac rost, o să o folosesc imediat cum fac rost. Și la fel și katana și mai am katane peste tot prin baza efectiv să răspândite, dar da, asta este colecția mea. Următorul ce avem aici, aici avem doar scrap, nimic special, e practic ce colectez de la dezasamblat și chestii de genul ăsta. Următorul chest este cu cuie, două minigunuri, mă întrebați ce caut acolo, dacă se fură, se fură, nu mă deranjează și așa sunt puțin ciupite, deci nu mai au aceeași valoare. O grămadă de șuruburi pe care aș putea să le mai șterg, pentru că am și în Division Box o grămadă de șuruburi. Următorul ar fi ăsta cu Soulblade Mace-uri și Road Sign-uri, nimic special aici, e doar o colecție de Road Sign-uri și de Soulblade Mace-uri. Și ăsta este Junk Repository, este practic decorațiunea pe care o puteți obține de la Forlorn Fair, eventul la care apare destul de rar, este practic printre cele mai rare eventuri și puteți să faceți rost, gen oricine poate să facă rost de chestia asta data viitoare când apare Forlorn Event și practic trebuie să faceți doar prima parte a eventului și obțineți chestia asta. Dacă faceți partea a doua, primiți ceva unde puteți să țineți chestiile pentru dronă, dacă nu mă înșel, și în partea a treia a eventului puteți să faceți rost de un tank, ca să zic așa, o chestie mare unde puteți să țineți tot combustibilul din bază, doar că eu am ajuns să am doar pe asta. Și asta mi se pare oricum cea mai importantă, pentru că aveam o grămadă de junk. Și da, imediat cum gen următoarea chestie pe care o să o dezasamblez sunt sticurile și încerc să nu stau prea full aici. Și asta e colecția mea de gold, pentru că știți că am avut o problemă cu goldul de când am început jocul și până acum și am tot sperat că o să se facă ceva interesant cu el, doar că nici până în ziua de astăzi nu prea poți face nimic cu el. Poți să faci doar electronic circuit, pe care oricum n-am de gând să le fac prea curând, și cam atât pot să faci cu ele. Și acum că mi-am amintit, cred că nu v-am arătat chestul ăsta, doar așa de... doar să vedeți aici ce chestii am. Aproape 10 stecuri de electronic circuit, 104 carbon composite, câteva oase, niște lentile, o grămadă de gun oil, nu știu de ce am așa de mult gun oil, o grămadă de springuri, câteva high-tech components, factory parts și niște plastic de care o să scap imediat cum mai fac rost de lentile, high-tech components și chestii de genul ăsta, pentru că plasticul e inutil și ați văzut și voi cât de mult am în bază în momentul de față. Următorul chest pe care aș vrea să vi-l arăt ar fi, bă, cam am terminat.
Mai avem acid bet-ul de aici, care în care se află chestii random. Mereu puteți să folosiți acid bet-ul. Gen, cred că toată lumea folosește acid bet-ul pentru chestii random pur și simplu. Sau poate folosi, unii poate, dintre voi poate folosiți pentru chestii super, super importante. Pentru că, pentru cei care nu știați, nu puteți fi raidați în acid bet, nu puteți fi raidați în bar, în warehouse, în niciun fel de decorațiune nu puteți fi raidați. Și e o strategie, e o strategie. Dacă nu aveți o bază destul de solidă, puteți să puneți aici cele mai importante chestii și nu veți fi niciodată furați. Sau puteți să le puneți și în bunker alfa, gen puteți să le duceți acolo la suprafață, dar nu recomand că în general spațiul de stocare îl folosești pentru bunker în sine, știi, pentru când te duci. Avem și de asta de făcut sport, nu știu, mi se pare că se potrivește foarte bine aici. Frigiderul nu vi l-am arătat, am uitat complet de frigiderul ăsta. Avem, na, 600 de morcovi, aproape 300 de jerky, 300 de ciuperci, 300 de morcovi, 600 și ceva canned food și aproape 600 de pui, 590 de pui mai exact. Astea sunt de la raiduri, în principal pui ăștia sunt de la raiduri și mă bucur foarte tare că am avut câteva raiduri șmecheri la rând și am reușit să umplu tot frigiderul ăsta așa cum vreau și practic am mâncare pentru Duda, pentru generație efectiv și pentru pui ei am. Și mai e și chestia asta, unde nu mai știu exact de unde este, numește Triumph. Nu mai știu de unde am obținut-o, dar aici puteți să țineți decorațiuni. Nu e mare chestie, puteți să țineți boscheți, sapling-uri și decorațiuni în sine. Și mai e cumva vreun chest pe care încă nu vi l-am arătat? Presupun că nu. Cred că am trecut prin absolut toată baza. Băi, am mers mai... a mers cam cum așteptam. A durat destul de mult cel. Stați să mă gândesc, mai e ceva ce nu v-am arătat pe aici, vreun chest secret pe undeva? Bă, nu chiar. Aici trebuia să vină un punchline, nu? Și gen, da, nu e, gen, chiar m-am arătat toată baza. Bun, acum că v-am arătat toată baza, haideți să vă arăt și inbox-ul, pentru că probabil mulți dintre voi sunteți interesați și de inbox. Mai exact, avem 244 de energy drink-uri, o să dau încet prin ele și o să mă opresc la ce e interesant, ca să zic așa. 244, nu prea le-am folosit pe astea, mereu am preferat să folosesc benzină, pentru că benzina e ușor de înlocuit în bază, știi, gen, dacă ai folosit 5 benzină din baza ta, e ușor să înlocuiești acel 5 benzină. Dar odată ce ai folosit un energizant de la tine din inbox, e cam greu să bagi un energizant înapoi acolo, nici nu știu dacă se cumpără de pe shop. În principal, astea sunt de la event, marea majoritatea sunt de la event. Și nu mai știu exact din ce altă parte. S-au strâns de-a lungul timpului și nu le-am folosit pur și simplu. Silence Pack, Special Forces Pack, 456 de plastic, 900, nu știu exact cât lemn e de fapt, dar eu zic că e peste 1500 de lemn, fraților, am aici. Sunt destul de sigur, pentru că s-a tot strâns de-a lungul timpului și am tot scos și n-am ajuns la sub 999. Astea sunt chestii pentru settlement, 999 de bolțuri, 513 nails-uri, settlement, niște duct tape, ciment, foarte puțin ciment, adeziv, 999 metal, 82 de titanium bar, astea cel mai probabil sunt de la settlement, 327 de aluminum bar, aproape 300 leather, 53 explosive material, o grămadă de armuri, 30 de pantaloni, presupun că aproape 30 de tactical boots, probabil am avut nevoie doar de boots la un moment dat, 59 de glock-uri nemodificate, pentru că dacă pui un singur atașament pe glock și la inbox este separat efectiv și se stachează cu altele care au exact același atașament, armuri, first aid kit, pe lângă că am efectiv un rec jumate plin în bază doar de first aid kit-uri, mai am încă 999 în inbox, deci da, rubber boots, ăștia sunt genial pentru că poți să-i folosești pentru... Ok, se pare că avem ceva dificultăți tehnice, mai exact câinele meu mi-a mâncat firul de la lumina de studio, așa că voi continua turul, de fapt turul Bazilan, că am terminat. Voi continua turul inboxului din umbră, ca să zic așa, dar și o să încerc eu să rezolv problema, dacă se poate rezolva, dacă nu, aia este. Bun, Stone Brick 999, Scrap 999, Lens 148, VSS-uri, ce mai interesant pe aici, 18 slasher-uri, e ceva să ai 18 slasher-uri în inbox, nu știu exact de unde le am, cred că de la event-uri în principal, Weapon Mod Blueprint, am 53 de atașamente normale, bine, mi se pare că poate să fie și rare aici, gen poate să fie common și rare, și astea sunt neapărat 28 de atașamente extremely rare Mod Blueprint, lumea tot zice că astea sunt scriptate, adică practic eu aștept cu toate atașamentele astea, pentru că când se mai bagă atașamente în Last Day on Earth. Acum rămâne de văzut dacă se mai bagă sau nu, dar în principiu atunci când o să se bage, o să deschid toate chestiile astea și o să vedem exact ce vedem dacă ne pică atașamente noi sau nu. Dacă nu ne pică niciun atașament nou, atunci
ce într-adevăr sunt scriptate și cele pe care le ai în inbox nu poate să fie gen atașamente noi în cazul în care apar. O grămadă de Iron Hatchet 179, e super OP să ai așa ceva în inbox, pentru că poți să le folosești la raid-uri, știi, practic tot inbox-ul ăsta, ca o mică paranteză pentru cei care, nu știu, mereu fac paranteza asta când vorbesc despre inbox, dar să înțelegeți că valoarea obiectelor din inbox sunt mult mai mari decât cele din bază, pentru că pe cele din bază le poți lua cu tine în expediții, pe cele din inbox le poți scoate din inbox în timpul expedițiilor fără să se ocupe niciun loc în inventar, știi? Adică toată chestia asta practic le am mereu la mine și scot când am nevoie. Deci e super super OP, e incomparabil un item în inbox cu un item pe care l-ai la tine în bază. 26 de sword boots, câteva multicele pastile, o grămadă de grenade, o grămadă de armuri, 54 de catoane, 41 de shotguns fără atașamente, 46 de AK-uri, 800 de steel plate-uri, fix 100, deci 4 ori v-am zis că am destul de multe în inbox, 5 carduri, 5 legitimații MOV, inspector cards, 40 de tactical backpack, gen trebuie să mor de destul de multe ori ca să rămân fără așa ceva, plus că, bine, ăsta nu e craftabil, pe ăsta poți să-l obții doar de la event-uri și chestii de genul ăsta și da, e destul de OP să ai 40 în inventar, dar nu am efectiv, gen, să mor de 40 de ori e o chestie. 74 de air filtere, Kevlar boots, 44 de scaruri, asta e interesant, 59 de electronic circuit, 5 fly controllere, blueprint of drone module, ăsta trebuia să-l deschidem sâmbăta trecută, probabil o să facem sâmbăta viitoare, am uitat complet de ăsta, deși am zis că o să deschidem și pe ăsta, sâmbăta trecută nu am făcut-o, 20 de armuri de Kevlar, 110 carbon composite, 167 de factory parts, un scorcher pe care l-am în inbox, e super tare, ăsta mi se pare că l-am primit, nici nu știu de unde e ăsta, cred că e totuși de la eventul de Crăciun, da, nu l-am cumpărat sau ceva de genul ăsta, 157 de haite components, 57 de mine, o grămadă de 999 lemn, 999 ou, cu un Rottweiler puppy și pe ăsta ar fi trebuit să-l deschidem în sâmbăta specială, dar am uitat complet de el, 10 steel plate-uri, să știți că am avut aici, nu știu, aproape de 700 de steel plate-uri, dar pentru upgrade-ul la bază a fost nevoie să scoateam absolut tot, cred că totuși 600, undeva pe la 600 de steel plate-uri, cupru, 5 molotov cocktail, glass, 999 aluminum plate, nu mă așteptam să am atât de mult în inbox, și de aici cred că sunt atașamente, un husky puppy de level 3, 200 de dry food, doar 8 flare gun-uri, protector, v-am zis că stau mai bine cu armele Genesis în inbox decât în bază, 53 de uziuri, deci acolo sunt uziurile mele de care nu mă plângeam că nu prea am în bază, 27 de colturi, 37 de neutralizere, un husky puppy de level 1, astea sunt chestii pentru settlement pe care de obicei le primesc, fraților, ca idee, eu primesc chestiile astea, foarte multe din chestiile astea sunt primite de la Kefir, pentru că sunt partener Kefir, pentru că creez content și pentru că sunt, na, pentru că sunt parteneri Kefir, pur și simplu, mai primesc chestii gratuite de la Kefir ca să pot să fac content, efectiv, că ar trebui să bag eu banii ăștia. 31 de glocuri cu nu știu exact cu ce atașamente sunt astea, dar am 31 pe lângă alea, 50 câte ori fi undeva pe acolo mai sus, mai am și 31 cu atașamente direct pe ele, 20 de clivere, 20 de shepherd puppy, astea sunt armele pentru eventul cu Florent Fair, mi se pare că am cumpărat un pack de ăla pentru că era 7 lei pentru armele astea, 2 plus 20 de confeti, plus, mă rog, v-am explicat cum funcționează Florent Fair și sunt convins că majoritatea știți deja cum funcționează, 10 shotgun-uri, 21 de fuel briquet, 53 white paint, 112 fiber glass, ok, nu mă așteptam să am atât de multe în inbox, acum trec și eu odată cu voi, ca să zic așa, prin inbox, pentru că nu mai trecut, știți prea bine că îmi place să țin absolut toate chestiile în inbox și scoatem doar în caz de urgență, acum cu settlement-ul am cam scos chestii din inbox pentru că nu aveam de unde din altă parte să fac rost, dar în general încerc să țin itemele cât mai mult în inbox și le scot doar în caz de super de forță super 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 majoră, ceva de genul ăsta. 999 rope, 999 piatră, 160 de water bottle, mă așteptam să am mai mult, 513 bauxite, 672 de mushroom, 600 de wiring, 400 transistori, doar 19 țigări, nici nu știu de unde ai putea să faci rost de așa ceva în inbox, de la eventuri în general, când te pune să alegi între reward-uri, mereu ești un pachet de țigări acolo, în principal la commune, 22 de settlement-uri, doar 26 de beri, 19 ultimatumuri, 62 de seaweed, 66 steel plate, 27 equalizer, 34 de miniganuri, 25 de camere, 17 scaruri, cu tot cu atașamente pe lângă alea, 30 de scaruri sau câte erau mai sus, 25 de expensive watches, vinyl record, Samhain, cred că ăsta e de la, nici nu știu exact de unde e, s-ar putea să fie de la eventul de Halloween, e posibil, la un dat o să-l scoatem, o să-l și verificăm, 250 de bandaje, cam puține, 14 resonator, 45 benzină și benzina foarte, foarte slăbuț, Riders Battle Armor, presupunge, armura de rider, dar nu știu exact de unde am chestiile astea, sincer să fiu cu voi, mai ales în inbox, știi? 29 de strong alcohol, atât de puțin turkey,
Oak Plank-uri, ce mai 5 ATV Transmission și mai am destul de multe în bază, mai am încă vreo 3, 4, 5 ceva de genul ăsta. Cred că mai am efectiv ATV Transmission-urile pentru încă un ATV minim. 5 M16 cu s-ar putea ca ăsta să fie silencer, dacă nu mă înșel, și prinde relativ bine la ride, dar e discutabil chestia asta, de ce ai folosit un M16 la ride. 7 flamethrower-e, nu știu nici astea, nu știu de unde sunt. 39 de M16-uri modificate, 28 de AK-uri modificate, 44 de energy cell, ghillie-uri, nu mai zic, 105 steel bar neprelucrat, gen steel bar, nu steel plate, 4 armuri de motorcycle, 18 VSS-uri modificate, deși atașamentele sunt varză, atașamentele de pe VSS, dacă îl scoateți pe ăsta din inbox, că sunt prestabilite, genuie random sau ceva. Sunt exact, se știe exact care sunt atașamentele, nu știu eu exact care sunt atașamentele. Quartz 167, ok, și eu tot mă duceam să iau quartz de pe insulă când aveam atât de mult în inbox, am uitat complet de el, sand, o grămadă, doar 50 de copper-uri, turret parts, Tic Fabric 431, ce mai aveam pe aici, 20 de roți, și astea sunt decorațiuni, fraților, pe care efectiv nu știu unde să le pun, am și Carrot Grenade, come on. Astea sunt câteva decorațiuni pe care nu știu unde să le pun, efectiv nu mai am loc în bază, decât să le pun acolo pe afară, gen să stea aiurea, efectiv prin afara bazei, mai bine nu le pun deloc, dar ăsta chiar aș vrea să-l pun undeva, doar că nu știu exact unde. Poate o să mai vine o sâmbătă specială în care o să redecorăm și poate punem toate decorațiunile pe care le avem în bază, le punem efectiv în chestia unde v-am arătat că se pot stoca decorațiuni și punem alte decorațiuni. Asta e singura mea idee, pentru că n-am loc în bază, efectiv nu vreau să stea așa în drum. Nu vreau să am niciun atașament în drum, deși am o grămadă pe afară, nu știu dacă le-ați remarcat, dar efectiv am pus atașamentele acolo doar să fie. Uitați-vă câte atașamente, mă rog, ați înțeles. Am pus toate decorațiunile doar ca să fie. 10 chopper gas tank direct în inbox, 27 de macete, 64 burley. Ce mai e pe aici? Antique table, pe asta parcă o pusesem. Din nou, v-am zis care e planul meu cu atașamentele, cu decorațiunile astea. 5 de astea profesionale. Am doar 3, aveam impresia că aveam vreo 13, ceva de genul ăsta, nu că ar fi bune sau cum ar trebui, dar parcă aveam foarte multe, pur și simplu. B-complex, chestia asta îți dă, nu mai știu de unde se poate obține în momentul de față, dar îți dă un boost de XP. Eu cum am level maxim de foarte mult timp încoace, nu prea mă ajută cu nimic. 5 guandao. Bă, efectiv sunt mult mai multe resurse în inbox-ul meu decât în bază, pentru că nu vreau să le scot pur și simplu. Avem astea de Crăciun și mai am încă un tricou de ăsta de Crăciun, unul separat. Gen e pullover de Crăciun, ca să zic așa. L-ați văzut prin gesturi pe acolo, green paint. Ceva interesant, bă, am inbox-ul foarte mare ca idee. Uite, de-astea, biker vest și bandana. Nu știu de unde le obțineți, dar am două din fiecare. Ce mai avem? Armură de samurai. Astea nu se mai pot obține. A fost de la eventul de Halloween de acum 2 sau 3 ani, fraților. Cred că 2 ani, da. Cred că fix 2 ani au trecut de la eventul de Halloween unde s-au dat chestiile astea. Nu știu ce se poate afla înăuntru, dar ideea e că le-am primit. Nu știu exact cum am făcut să le obțin în inbox, dar le am aici și nu o să le deschid niciodată. Efectiv sunt chestii rare, că nu mai cum să obții așa ceva. 2 hit sensor, 5 shotgun, 2 măști. Mamă, doar 2 măști, ce nașpa. Dar avem și medical face mask. Chestia asta s-a dat odată cu COVID-ul, dacă țin eu bine minte, cam când a început COVID-ul, la câteva luni după, când a început toată lumea să poartă mască, toată lumea a primit o mască de asta în inbox. Și momentan n-am scos-o, n-am purtat-o, mi se pare că are mult mai multă valoare în inbox, ca să zic așa. Big Bone 1, chitară 1, snorkel mask. Nu știu de unde am un snorkel mask în inbox, dar am și de ăsta, cut finger, scrap metal, nu mai aveam 900, ăsta e diferit, că mai am 999 plus. Pe undeva scrap metal în inbox, dar nu știu, stai separat, pur și simplu s-a gliciuit. Mai sunt, am atât de multe chestii în inbox încât se gliciuiesc și efectiv nu se stachează, pur și simplu. 2 metal pipe-uri, 2 M16-uri și am până și trash. Am până și trash în inbox, fraților. Păi și da, presupun că cam asta a fost turul bazei și al inboxului. Cam asta este pe contul meu de la Zdeonert în momentul de față. Cam asta a fost și cu turul bazei pe 2024. Probabil următorul tur al bazei o să fie prin 2027-2028. Bine, glumesc, dar foarte posibil așa să fie, pentru că efectiv, fraților, în 3 ani jumate nu s-au schimbat foarte multe chestii în bază, nici ca și configurație, nici ca și materiale, nici ca și pereți, nici ca și absolut nimic. Și practic, dacă nu am ceva de prezentat la un nou tur al bazei, nu prea o să mai vină. Dar aș vrea să termin și conturul bazei și, sincer, pereții aia de level 5 nu mă prea periază în momentul de față. Sunt convins că în timp o să-i facă mai ieftin, probabil o să bage și perete de level 6 și o să-i facă mai ieftin și pe cei de level 4 și pe cei de level 5, pentru că am mai făcut chestia asta înainte și nu ar fi primul joc în care se întâmplă chestia asta. Luați aminte de la Clash of Clans, ca să zic așa. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu turul bazei. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare, numai bine. But everything has changed. No.
up until I've shared.